Bună dimineața tuturor! Atacurile asupra depozitelor de cereale din Ren și Ismail devin tot mai insistente și nu departe de granița cu România se întâmplă asta. Par a fi menite să împiedice și această cale de acces spre Europa sau alte colțuri ale lumii a cerealelor ucrainene. Rămân porturile Galați, Brăila, Sulina, căi viabile de import pentru mărfurile vecinilor sau ce alte soluții sunt pentru preluarea de către România unor importuri duble de cereale, așa cum a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor. Bine, bine! Atacurile repetate în porturile de la Dunăre vin după ce Ucraina a anunțat că este pregătită să exporte exclusiv prin porturile dunărene. Mamă, mamă! Cade! Într-o întâlnire crucială în criza cerealelor organizată la Galați, la care au participat oficiali din Ucraina, Republica Moldova, Comisia Europeană, Statele Unite și România, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu anunța că România vrea să dubleze capacitatea de tranzit a cerealelor din Ucraina. Din perspectiva transportului de Dunăre, canalul Sulina este singura cale navigabilă, viabilă aceste transporturi și de aceea este important să optimizăm constant capacitatea acestei rute. Esențială va fi și folosirea porturilor din Amonte, de Brăila și Galați până la Orșova, pregătite acum pentru preluarea de marfă ucrainană, doar că aceasta nu mai vine. În urma discuțiilor pe care le-am avut și în această zi cu operatorii care operează cereale în portul Galați, nu s-a înregistrat cu contracte, majorări de contracte sau contracte noi cu clienții care aduc marfă origine Ucraina. Operatorii din portul Galați și Brăila au tarife, mă rog, costuri de operare care sunt tentante la 6 euro pe tonă, încărcare, descărcare, manipulare, nu era o pondere în costul total al prețului final. Este chiar atractiv, de-a dreptul. Da, exact, exact. În contextul în care se menționa că partea piloților care operează la Sulina ar fi insuficient sau se va rezolva până la sfârșitul lunii, chiar și acest aspect, încât orice manevră de operare în portul Sulina nu va fi o problemă, se va rezolva și din perspectiva aceasta. Așadar, Ucraina încă nu a explorat mai deloc calea navală prin Galați spre Sulina și de acolo la Marea Neagră. În urmă cu două zile, reprezentanții Ministerului Agriculturii de la Kiev au fost la Galați pentru discuții suplimentare. Ce alte soluții ar mai putea avea Ucraina? Dar în același timp, ar fi protejat și fermierul român? Putem crea pe teritoriul României antrepozite vamale, formate din siloduri partenere ale fermierilor români care, să zicem, nu au suficientă marfă sau au vândut o parte din marfă și au suficient de mult spațiu disponibil la dispoziție și, de asemenea, în acele curțe ale silozurilor vechi din beton, unde sunt platformele acele imense care stau efectiv goale și unde se pot acomoda în sisteme de stocare foarte sigure, numite silo bag, multe din aceste mărfuri. Sistemul de antrepozit este unul sigur, este unul ce generează, să spunem, siguranță pentru prezervarea identității produsului și implicit generează o predictibilitate pentru statul român, cum că acele mărfuri sunt supravegheate și nu sunt supuse comercializării pe teritoriul României. Apoi, mai târziu, firește, aceste mărfuri pot să ia drumul, să spunem, destinațiilor, oricare ar fi ele, necesar în Uniunea Europeană, necesar în țările africane, necesar în Orientul Mijlociu. Atacul din această săptămână de la Aren și Ismail a fost al treilea în mai puțin de o lună, în care rușii au vizat porturile ucrainene la Dunăre.